Admiratorii celebrului actor sucevean Alexandru Arșinel au avut 3 zile la dispoziție să își ia rămas bun de la acesta. Înmormântarea a avut loc la București, la ceremonie au participat foarte mulți actori, oameni publici, dar și oameni de rând care l-au îndrăgit. Între aceștia s-au numărat și membrii unei delegații din Dolhasca, în frunte cu primarul orașului, Decebal Isachi, și preotul paroh, Mihai Saftiuc. Ultima dorință a celebrului actor a fost de a susține spectacolul de retragere din activitate în localitatea natală Dolhasca. În semn de prețuire, administrația locală a pus vălul de doliu pe clădirea casei de cultură care poartă numele Alexandru Arșinel încă din 2014, iar localnicii au aprins scandele. Trupul neînsuflețit al actorului Alexandru Arșinel a intrat în aplauze în curtea cimitirului Belu din capitală, loc de veci pe care artistul și l-a ales încă din timpul vieții. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Doamne, te-ai ținut de cuvânt. Ce ea spune, da? Te-ai ținut de cuvânt. Îți mulțumesc că m-ai lăsat să mă plimb în lumea asta, și bună și rea. Și că m-ai ajutat aproape de fiecare dată. Aproape de fiecare dată, să ies din încurcături.